un neam sfânt între toate neamurile pământului. Sunt cu cruce de la Revoluție între voi. M-am bătut aici și nu sunt deputat de Hunedoara. Bătut pentru voi, sunt poetul Ioan Alexandru cu imnele Maramureșului și cu imnele Transilvaniei. Vă rog să credeți, fraților, că m-am bătut ca copiii voștri să aibă religia în școli, să aveți fiecare Biblie în casele voastre. Iubiților, fiți liniștiți și liniștiți-vă pentru că țara se duce de râpă. Nu vedeți că ardem în jur? Nu vedeți că ne ducem de râpă? Vreți să îngropăm noi cu mâinile noastre țara? Nu ne-au îngropat străinii destul? Vrem să ne îngropăm noi unii pe alții? Ne-au îngropat destul alții? N-avem voie să facem acest genocid național. Dumnezeu să ne ajute. Iubiți frați, stau în fața voastră ca poet al Transilvaniei și vă rog pe mine primul să mă urci. Veniți la mine și mă urci. Am fost pe stradă în noaptea istorică de 22 decembrie. Am fost cu crucea asta, am fost pe care a ajuns în Parlament. Și am văzut sângele curgând pe jos și am scris cu degetele mele pe ecranul zării: sângele martirilor, sămânța creștinilor. Că lucram tocmai la imnele martirilor din Dobrogea și a lui Constantin Brâncoveanu. Și acum spun ce rost are suferința. Dacă e legată de suferința lui Hristos, are un sens. Dacă o privim în sine, n-are nicio semnificație decât ca o bestialitate. Dus la suferința supremă, are un rost. Reactualizează suferința lui Hristos, dar de sine n-are nicio valoare. Eu nu știu exact cine sunt, ce sunt, dar certitudinile că Iisus Hristos a înviat din morți sunt mai mari decât propria mea existență. Cunosc acest lucru, toată cartea mea este pătrunsă de faptul învierii lui Iisus Hristos, prin însuși faptul că a înviat. El înviind a absorbit carnea și modul nostru de a vedea și sufletul nostru și gândurile noastre, a absorbit în felul său de a vedea lumea. Noi nu avem un merit că aparținem lui prin credință, ci noi nu avem decât această chenoză de a-l recunoaște în carnea noastră că el este. Și într-o bună zi devine evident pentru fiecare dintre noi care căutăm și trebuie însă să ai o onestitate. Să nu te joci și să nu fii teatral. Trebuie să ai onestitatea într-o bună zi să te recunoști ca om al păcatului, lucru de căpetenie pentru a participa la taina morții și a învierii lui Iisus Hristos este să-ți recunoști păcatul. Cine spune că este om fără păcat și să socoate creștin, după părerea mea, nu are nimic cu creștinismul. Când Iisus a apărut lui Petru, a spus: ieși de la mine că sunt om păcătos. Fiecare dintre noi în prezența lui Hristos ne simțim păcatul. Simțindu-ne păcatul, este luat acest păcat de către Hristos de deasupra noastră și putem participa la învierea Lui. Să ajute Dumnezeu poporul acesta care trăiește de 2000 de ani în taina aceasta și a trăit prin cei mai buni fii ai Lui până astăzi și prin cei mai smeriți, știuți și neștiuți, să descoperim ceea ce este Alfa și Omega și pentru poporul român. Credeți-mă, în afară de Iisus Hristos, nu există nimic plauzibil, nu există axa pe care să ne clădim ca persoană, ca familie, ca neam și ca seminții, nu numai noi, ci toate popoarele Europei și toată lumea. Străpuns de piroane în hula scuipaților ropote, la ceasul jertfelor, când sângele în sanctuar clocote, cu astfel de gânduri la trap, lăsă Tiberiada și întrezări de departe Hermonul, scânteindu-și zăpada, iar în amiaza mare, soarele în deplină putere, când l-a lovit cuvântul de înviere și de pe râvna ochilor milenară, ca tapetezmele de bezne, se crapară pe cerul dintre urlă și șoaptă, simți cum solzii milei îi deznoaptă și în pulbere, atins de neputință, îi se vădi păcatul.
prin credință și în ochii ei, de dincolo de fire, întrezărind dreptarea din iubire și în clipa sinea când și-o lepădase, văzut-o de-a în carne și în oase și să-l slujești lăcaș de rugăciune, te-ai strămutat pe ranele din mâne. Sângele lui Hristos se leagă cu sângele nostru și îl impulsionează cu puterea învierii. Hristos după înviere a primit toată puterea în ceruri și pe pământ. Și această putere o actualizează și în viața noastră prin sângele Lui care se revarsă în suferința noastră. Suferința Lui actualizează învierea Lui în viața noastră. Înțelegi? Fără suferință nu este înviere. Cu câtă fericire o să privesc eu anii ăștia în urmă, după ce am trecut prin suferința de 4 ani. O să privesc în urmă nu ca un erou, ci ca un om care a avut prilejul să se apropie de crucea lui Hristos și în acest fel de învierea Lui. De aceea vorbesc eu atât de des despre înviere. În Hristos avem singura dovadă, singura dovadă vie, în carne și oase, că Dumnezeu există și că e adevărată existența Lui. Fără Iisus Hristos noi nu știm absolut nimic despre Dumnezeu, nu știm decât lucruri vagi și nu mișcă. Să ridice mâna unul sus de acolo. Unul! Niciunul, niciunul, nici într-o scriere a lor, nici într-un prozelit de-a lor, niciunul. Mahome, Confucius, Buddha, Socrate, Moise și cât i-a dat Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor, toți sunt sub pământ! Aleluia! Creștinismul, iubite frate, nu este o religie. Este sfârșitul tuturor religiilor lume, cum a spus Mircea Eliade. Dacă ne legăm de Hristos ca de o religie, e ca și cum te legă de un câine mort. Prin Iisus Hristos încetează toate religiile să mai există. Cum au încetat toate jertfele sângeroase, prin sângele cel sfânt al lui Hristos curs pe dealul căpățenii, așa au încetat toate religiile lumii. Și aici la mine sunt surori de la Caritas și de la Crucea Roșie care vin cu budismul și cu musulmanismul și cu fel de fel de religii și experiențe. Și mi-e groază să intru în discuții cu ei. Îmi plâng sufletul că am ajuns în țara asta atât de dezvoltată și atât de primitivă sufletește. Iisus Hristos este sfârșitul și încoronarea tuturor religiilor. Mai mult decât asta, este primul cuvânt al lui Dumnezeu și ultimul. În ce privește destinația omului, asta o spun eu în anul 2000. Eu ce vă spun aici, o spun de la catedră ca profesor, cu frica lui Dumnezeu, ca doctor în filologie și în limbile astea vechi. Deci ce vă spun, vă rog să credeți că este așa. Nu vin aici să fac diletantism și să vă spun, asta a spus așa și că poate. Nu e altfel. Ăsta e adevărul. Toți sunt sub pământ! Să zică unul că nu e așa, să aducă argumente. Nu există niciun argument. Ei înșiși toți aceștia n-au avut pretenția asta. Scandalul scandalurilor, problema problemelor până la sfârșitul veacurilor este că unul nu mai e acolo. Ce-l cheamă Iisus Hristos. Piatra de căpătâi a omenirii, scandalul scandalurilor, omul care ne strânge făptura aceasta și numele acesta care v-a strâns și pe voi aici.
Nu este o mitologie, nu este o filozofie, nu este o speculație, este un fapt istoric. Nu l-au găsit acolo. Mormântul este gol, femeile au venit și l-au căutat, nu l-au găsit, au venit mărturisirile îngerilor și dintr-o dată a apărut el. Uitați-vă dumneavoastră pe drumul de Maosului, în aceeași zi, la frângerea pâinii, încercând să le explice Evanghelia și Psalmii unde a pătimit capitolul 53 din Isaia și dintr-o dată a fost vizibil. Cu cât ne apropiem prin credință mai puternic, vedeți dumneavoastră, sunt două straturi de existență și noi vedem noi avem capacitatea de a sesiza lumea în două feluri. La modul acesta obiectiv și terestru și linear și la modul acesta pe verticală a învierii, pe verticală care este un mister și care nu putem vedea decât cu ochiul credinței. Ochiul acesta care îl avem și care este cel mai puternic în ființa omenească, dar care doarme. Trebuie să apară oameni cum a apărut Hristos pe drumul Emausului, să ne dea praful și pulberea secolului de pe ochi și să vedem cu ochiul credinței învierea Lui. România suferă cel mai mult că a fost ofensată și călcată în picioare. România este batjocorită, a fost călcată în picioare și omelită și ofensată, că este cărpă, că nu este nimic. Suntem unul dintre cei mai ofensați, cei mai batjocorite seminții de pe fața pământului. Sunt niște cărpe, nu sunteți nimic. Voi români, ce sunteți voi? A redeșteptat demnitatea de fii ai lui Dumnezeu seminții acestea. Nimic! Nici ziua, nici noapte, nici lacrimile, nici plânsul, nici carnea de pe noi, nici mormintele, nici viitorul nu poate să fie suficient ca să deșteptăm demnitatea ființei umane, călcată în picioare de atâta vreme de ateism și de bolirea aceasta de nedumnezeire care zace pe carnea și pe mațele noastre, atâta vreme așezată aici peste noi. Iar fără deșteptarea acestei demnități, acestei cinste pe care ne-a chemat Dumnezeu, aici trebuie să se concentreze școlile, armata inclusiv, să se concentreze, mai ales bisericile, cu toată slujirea lor. Deșteptați-vă, mai fraților, faceți dreptatea lui Dumnezeu. De ce nu ne putem noi începe emisiunile cu un tatăl nostru, cum încep alte țări din lumea aceasta? De ce nu putem face o oră de religie în școli, că nu avem profesori la televiziune? Cine încurcă mațele acestui popor, care se declară 99% creștin, sărmanul de el, și nu se face pentru el ca și cum ar fi păgân? Această bolire de nedumnezeire pe care am fulgerat-o la televizor, chiar după Revoluție, imediat am spus-o și noaptea de aceea cu copiii, asta este dezastru în care se află România. România este demonizată. Dovadă, vă spun ce facem. Vă spun ce fac românii acasă. Suntem pe primul loc la inteligență și ne-am declarat 99,4% creștini la recensământul recent. Suntem pe primul loc la declarații formale, dar suntem pe primul loc la omorârea copiilor. 3.350.000 de copii după Revoluție, numai atunci, i-am omorât. Suntem pe primul loc în lume, suntem un neam criminal, suntem ticăloși. Din 4 copii prânși în pânte cu marele lor, 3 sunt în junghiață. Asta facem! Evreii scoteau pe ziduri urăciunea pustiirii și de-aia au rămas în istorie, iar grecii le ascundeau. Și să nu știe străinul că avem năcazuri pe acasă, cum făceau și comuniștii. Țara murea și se prăbușa, iar ei făceau cincinale și triumfalism și optimism și toate. A venit vremea să spună adevărul României. Suntem un neam demonizat. Suntem un neam sfânt și demonizat. Suntem un neam cel mai bun și cel mai ticălos. Suntem ca și evrei din Vechiul Testament. Dumnezeu să mă ierte că apropii seminția mea, dar suntem prin sfinții noștri alături de mari sfinți al lui Israel și suntem prin ticăloșii noștri alături de cei mai ticăloși de pe fața pământului. La ora de față, cum spune Ieremia, sicriele, mamele noastre sunt îngreuiate cu sicriile propriilor lor copii. Pântecele mamei mele a devenit sicriul meu propriu și nu se va putea, nu a putea scăpa în veci din el. Spune Ieremia că cea mai groaznică înmormântare este să te îngroape în pântecul mamei tale. Veșnică pomenire fiului meu care e îngropat în pântecul meu. Eu sunt mama și mormântul fiului meu. Marea rana României este sunt avorturile. 10 milioane, fraților, de copii am avortat de la Revoluție încoace. Nu putem intra în anul 2000 omorând în continuare poporul român. Știți că Domnul a spus că nu numai că în cuvântul Iahve încape și vorba aceasta, iubitorul de națiuni. Ne vom mântui și ca națiune. Am testamentul Maicii Tereza de la Calcuta, spus președintelui Clinton
și nouă tuturor celor eram de față, înainte de a fi bolnavit, l-am primit în inima mea. Domnule președinte, nu avorturile sunt soluția, ci înfierile. Dacă America nu-și poate înfia copiii, să-i dea la bătrâna Tereza, că o să-i înfiez eu. Dacă tu, România scumpă, nu poți să nu avortezi copiii, îi voi înfia eu cât sunt de bolnav și de neputincios. Fă, Doamne, ca țara aceasta să aibă conducători creștini. Îi binecuvintează senat creștin, armată creștină, școli și universități creștine. Fă, Doamne, ca pruncii noștri să fie fericiți în case creștine. Fă, Doamne, ca soțiile noastre să fie cuvioase creștine. Fă, Doamne, ca soții să-și îmbrățișeze cu iubirea lui Hristos soțioarele lor și pruncuților. Fă, Doamne, ca bătrânii să simtă mângâierea lui Hristos prin pruncii și nepoții lor. Fă, Doamne, ca soțiile și femeile care iau în pântece să nu-și lepe de copilul, Doamne. Fă, Doamne, să înceteze acest masacru și acest teocid care întunecă slava poporului român înaintea lui Dumnezeu prin uciderea de prunci ce se săvârșește zilnic, Doamne. Noi, patria, acolo unde ne-ai schit, plămânul de aducere aminte, în care focul poate deștepta lichidul luminei printre osminte, cenușa în râie se preface stol când ea în fruntea jarului rămâne, de nu e vultul roul mai întâi coaja alege cloștele de mâine. Brâncoveanu încearcă să pătrundă cu fiii săi la miezul neamului. Ce ne ține? Cine ne dă putere? Ăsta este Iisus Hristos. Nu ne ținem de Iisus Hristos pierim. Ne ținem de Hristos, moartea este numai trecere la înviere. Deci le spune, patria nu este o adunătură de iarbă și de buruieni și de sentimentalisme și de mămăligă cu brânză și țuică și așa mai departe. Patria este exercițiu pentru mântuire. E simbolul în sânge mai întâi. Aurele durează de făclie cum în fântână ochiul albăstrui lasă pe cer icoana să învie. Frângerea de sine între noi e făptura cea mai ziditoare, gustul, dal, focul apoi, ce preface graiul în ardoare. Nu cu sceptrul, așa a crezut Ceaușescu, că dacă are puterea în mână, poate să facă orice și țara merge și așa mai departe. N-a crezut, a crezut că dacă ține sceptrul de conducător al țării, totul e rezolvat, dacă n-a rezolvat problemele spirituale. Dacă a dat în biserica lui Hristos cu puterea lui, ce nu s-a făcut? Cine să ia, spunea Iuliu Maniu, cu evrei și cu creștini la harță, o încurcă în istorie. Noi avem dreptul la o biciuire, la un fanatism care este fanatismul iubirii. Deci niciun fanatism nu este îngăduit în afară de cel al iubirii, care iartă, mântuie și izbăvește. Sfântul Pavel zice, când certați, certați să se învenineze haina pe voi, așa să se sperie celălalt. Dar spre mântuire, nu spre osândă. Dacă eu îl blestem pe celălalt, iertați-mă, m-am ocupat în oratorul lui Constantin Brâncoveanu cuvânt cu cuvânt până când a dispărut toată ura împotriva sultanului din inimile copilor și atunci a putut să moară. Când au început să binecuvinteze pe turcii care îi omoară și să îi iubească, atunci a putut muri Brâncoveanu. Orice altă formă e fanatism. Comuniști n-au murit și au zis, trageți în noi, dar erau plini de ură. Iar dacă le dai o mitralieră, îi omoară ei pe toți. Și pe urmă îi poți să-i omori și pe ei. Nu-i vedeți în cuști tot felul de fanatici care dacă le dai o armă, omoară întreaga omenire? Noi nu suntem așa ceva. Ferească Dumnezeu, nu căutăm martiriu, nu căutăm martiriu înseamnă a fi omul iubirii. A fi omul iubirii, sigur cu langajul tău, ce să fac dacă sunt poet și mă înflăcăresc câteodată, dar nu-i nicio urmă de ură în sufletul meu. Am prieteni cu care m-au contrazis chiar în Parlament și acum sunt senat cu ei, s-au declarat atei, sunt prieteni foarte buni cu ei. Ei înțeleg că n-am nimic cu persoana lor, dar cu ideile lor greșite, da. Și cu alea mă bat, nu cu persoanele. Oamenii mi-s dragi, mor de dragostea lor și mă feresc să nu creadă altceva decât este în realitate. Este o dragoste reală pentru mântuire și este o râvnă extraordinară, doar se va îndrepta omul celălalt ca să se întoarcă la izvorul vieții și să fie, mă interesează foarte mult de cămașa de nuntă a fiecăruia și vreau fiecare să fie fericit. De ce să nu fie fericit? În fond asta mă interesează, să-i văd pe oameni fericiți, mă apucă groaza că suferă degeaba. Din prostie, să ceartă, să ucid, să violează din prostie, că nu-L cunosc pe Hristos.
Nu există altă forță care ne poate renaște, care ne poate da viață din mortăciunea aceasta în care ne aflăm cu toții. Suntem morți, suntem împietriți, suntem deznădăjduiți, suntem legați de lumea aceasta fără Iisus Hristos. Nu există altă speranță pentru omenire. Omenirea se îndreaptă absolut sigur spre Iisus Hristos. Iisus Hristos este centrul omenirii, este inima lumii, El este centrul istoriei, este Cel care coagulează cosmosul și care salvează omenirea permanent pe măsura libertății venirii sale din libertate la sine, la sine Lui. Nu putem să fim constrânși, cum am spus și cum știți cu toții, Dumnezeu este atotputernic, are însă o singură slăbiciune, nu vrea să ne constrângă să venim la El, pentru că ne iubește, vrea relație de iubire între noi. Nu poți face nuntă cu sila. Asta e singura noastră și de aceea Dumnezeu e atât de blând și atât de bun și atât de îngăduitor cu noi toți. Nu vrea să venim de silă. Oprește mânia celor care ne prigonesc și ne vorbesc de rău. Ne rugăm cu precădere în seara aceasta pentru fratele nostru Vladimir Jirinovski. Acest om care ne batjocorește, că tu ne-ai spus să ne rugăm. Ne rugăm pentru toți rușii, pentru caghebiști și pentru toți nenorociți aceștia și pentru securiști și pentru comuniști și activiști. Întorci la Hristos pe toți, Doamne! Dragostea ta îi încape pe toți și mai este loc! Adunați-i și ne strânge de pe ulițele toate! Strânge-ne, Doamne, în împărăția ta! Ai milă de noi! Adună-ne, Doamne! Iisus Hristos, Maranata! Aleluia! Iisus Hristos, înviatul din morți! Aleluia! Aleluia! Amin! Țineți-vă de Hristos cu toate necazurile și suferințele dumneavoastră. Aveți curajul că El vă aude. Rugăciunile. Cât de obscure ați fi și de slabă limba în care vorbiți, Atotputernicul vă ascultă pe fiecare. Nu vă îndoiți că veți primi răspuns. Toți care au crezut din istoria omenirii până astăzi, nimănui nu i-a părut rău că a crezut în el. Mi-aduc aminte de Policarf, bătrân martirizat la 83 de ani. I s-a cerut să se lepede de Hristos și a spus, 83 de ani mai bine mi-a făcut. Cum să mă leapă de el? Așa și dumneavoastră, începeți să învățați să trăiți cu Hristos. O să fiți fericiți. Fericire înaintea fără Hristos și în afara de Hristos nu există. Dar cu Hristos o să aveți patrie fericită, loc de muncă fericit, familii fericite, copii fericiți și dumneavoastră înși. Veți fi niște oameni fericiți. Vă spun în încheiere, Hristos a înviat. Fericiți fiți, popor iubit, al inimii mele. Amin. Iisus Hristos a avut o singură cămașă pe El și era pe cruce și soldații au vrut să o sfârtece și n-au putut. Dacă cămașa lui Hristos n-a putut fi sfârtecată când El era pe cruce, după ce am înviat din morți, credeți că putem noi sfârteca această cămașă scumpă, zidită dintr-un fir al lui Iisus Hristos, care este biserica? Să nu vă închipuiți că oamenii au această putere. Ce a unit Dumnezeu, ce a țesut, ce a întrețesut în lacrimile Maicii Domnului, în lacrimile bisericii, în lacrimile unui neam, cămașa lui Iisus Hristos, nici porțile iadului nu vor sfârma. Biserica lui Iisus Hristos, ca și cămașa lui Iisus Hristos, una este. Suntem un neam și o biserică, în confesiuni diferite. Mergem pe cale, fiecare, unul s-a sculat azi dimineață, unul se simte mai bine cu un fluier în față, altul cu un cor, altul în genunchi, altul nu în genunchi, altul își face cruce, altul nu își face cruce, altul sărută icoana, altul sărută pruncul. Toți mergem în cămașa lui Hristos spre Ierusalimul Ceresc. Spre cetatea Dumnezeului celui viu, care este mântuirea noastră și care este mântuirea neamurilor. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Aleluia. Amin. Uitați-vă ce se întâmplă în poporul român.
Istoria a adeverit că sunt două trunchiuri mari, masive de creștini în România. Ba, cum spune psalmistul, trei. Sunt ortodox și majoritatea poporului român. Ortodoxia este mama poporului român, cum a spus Mihail Eminescu și cum confirm și eu acum în clipele acestea. Dar pe lângă ei au apărut greco-catolicii de multă vreme la noi, care au avut o importanță majoră la unificarea românilor, a Ardealului și a Basarabiei cu România. Trebuie să trecem peste ce ne desparte și să facem concordia națională împreună. Și la unirea de la Alba Iulia am aflat acum că au fost și frați baptiști de față. Au apărut între timp, după război mai ales, Biserica Baptistă s-a multiplicat și penticostale și alte biserici neoprotestante, având model din America, binecuvântată America, unde pașii mei au călcat și am scris cartea cu Biblia în America. Și haideți să ne dăm mâinile unii pe alții cu alții, că suntem în același Iisus Hristos. La anul 2000 să fie pace între noi. Creștinismul există prin fapta istorică a morții ca jertfă și a învierii reale în carne și oase a lui Iisus Hristos. Acestea nu sunt mitologie, acestea nu sunt filozofii, acestea sunt fapte istorice care au zguduit lumea și care se țin prin credință. Și prin credință cinstită, curată și onestă. Și nu se poate face, se pot face speculații aici și nu se pot pune îndoieli și așa mai departe. Iar creștinismul nu este o cultură, este tot ce are mai sfânt omenirea. Cultura s-a născut de aici. Nu este o cultură, nu facem asta pentru cultura omului. Deși cea mai mare cultură s-a născut în virtutea creștinismului. Cele mai mari capodopere în muzică, în pictură, în poezie s-au născut în virtutea nașterii lui Iisus Hristos și mai ales a învierii lui. Dacă Hristos n-ar fi înviat, noi n-am fi avut parte de nicio Giocondă, de niciun Michelangelo, de niciun Leonardo, de nicio biserică, de nicio catedrală. N-ar fi apărut nimic în istorie. Toate s-au născut în puterea Duhului Sfânt datorită acestui fapt istoric pe care noi trebuie să-l comunicăm copiilor noștri ca martori ai învierii, că suntem fiecare dintre noi, ori suntem martori învierii lui Hristos, ori nu suntem nimic, avem de comunicat acest fapt zguduitor, simplu ca bună ziua și tare ca tăria cerurilor. Acesta al faptului istoric al morții și învierii lui Iisus Hristos, care ne-a făcut și ne-a vestit că suntem copiii lui Dumnezeu și suntem vestiți vieții, suntem meniți vieții veșnice și înviere de obște. Așa să ne ajute Dumnezeu. Trebuie să ne vedem unii pe alții pentru ca să ne săturăm în eternitate unii de alții. Ne vom vedea în eternitate.